Din toată inima să zicem binecuvântat să fie Domnul, care este cu noi, care ne însoțește, care ne binecuvintează, care nu lasă singuri niciodată. Slăvit să fie numele Lui. Înainte de a trece la subiectul care am pregătit pentru seara aceasta, aș vrea întâi să punctez doar câteva lucruri din Galateni. Apostolul Pavel, într-adevăr, a fost chemat să fie apostolul neamurilor. Problema care se ivise în bisericile în care el predica era problema tăierii împrejur. Era singura problemă, zic eu, cea mai mare, care cei de la evrei veneau și cereau să fie tăiați împrejur și cei dintre neamuri. Și apostolul Pavel încearcă să dovedească că aceasta nu este necesar pentru mântuirea neamurilor. Pe de altă parte, avem un alt cuvânt care spune nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu au nici un fel de efect în ce privește mântuirea. Însăși, apostolul Petru, când merge în casa lui Corneliu și vede cum harul lui Dumnezeu a fost revărsat acolo, și el spune, domnule, putem să oprim noi pe oamenii aceștia care nu sunt tăiați împrejur să vină la mântuire? Nu! Pe de altă parte, aș vrea să înțelegem câteva lucruri. Apostolul Pavel, când merge la Ierusalim, cu cine se întâlnește acolo? Și care erau cei cu care s-a întâlnit? Petru, Ioan și Iacov. Ia? Stâlpii bisericii. Întrebarea este, acești patru acum, Pavel, Ioan, Petru și Iacov, gândeau la fel în felul lor? Nu. Pavel însuși recunoaște, zice, Petru a fost chemat pentru cei care sunt tăiați împrejur, să meargă și să predice cuvântul lui Dumnezeu între cei tăiați împrejur. Eu mă duc între neamuri și încerc, pe cât posibil, să nu pun nicio piedică neamurilor, să se întoarcă la Hristos. Petru, pe de altă parte, este cel care privește lucrurile prin prisma evreilor. Apostolul Pavel încearcă să dea la o parte toate piedicile. Apostolul Ioan este apostolul pasiunii. Poate spunem genul penticostalilor. Cei călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, cei care sunt gata să facă lucruri extraordinare prin puterea lui Dumnezeu. Iacov este un apostol al acțiunii. El spune, aveți în vedere pe orfani, pe văduve, aveți grijă să nu vă întinați cu lumea. Faptele sunt importante și credința fără fapte e moartă. Ce vreau să spun cu toate lucrurile acestea? Privim astăzi în bisericile care sunt, poate chiar în jurul nostru. Vom găsi biserici ca lui Petru, ca lui Ioan, ca lui Iacov și ca lui Pavel. Toate merg spre Domnul Iisus Hristos. Toate merg și cred în mântuirea prin Iisus Hristos. Vom putea spune că sunt biserici cu diferite nuanțe. Unii mai așa, unii mai așa. Noi românii poate am fost și noi într-un fel altfel decât poate alții. E ceva greșit? Nu! Toți credem în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și toți trebuie să ne respectăm unii pe alții. Și pe ăia care sunt ca Petru, și pe ăia care sunt ca Ioan, și pe ăia care sunt ca Iacov, și pe ăia care sunt ca Apostol Pavel. Trebuie să fie bună înțelegere. Să fie respect. Să fie dragoste. Și acum pot să trec la subiectul din seara aceasta.
Un subiect care poate cineva ar zice, nu cumva cei care cărora le predici n-au nevoie de asemenea învățătură. Poate da. Dar având în vedere că această predică, această împărtășire din Cuvântul lui Dumnezeu poate fi auzită și de alții și altă dată, aș vrea să o împărtășim împreună. Încă o dată, poate nu este pentru fiecare, dar dacă unul singur înțelege altfel, va fi de folos. Și este vorba despre zeciuială. Zeciuială și dărnicie. Am vorbit mai devreme sau am încercat să facem un ajutor unora care sunt în nevoie și ajutorul a fost extraordinar. A fost contribuția atât a celor din biserica noastră cât și cei care ne-au vizitat. A fost o binecuvântare. Dar haideți să încercăm să vorbim despre zeciuială. Prima dată când auzim de zeciuială, care este prima reacție? Oh, zeciuiala este de la legea lui Moise. Cine se ține neapărat de zeciuială, nu cumva este legalist. Haideți să vedem când începe principiul zeciuielii. Începe din Genesa, versetul 14 cu 18. Melchisedec, împăratul Salemului, a dus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preanalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuieli din toate. Acest personaj, Melchisedec, despre care se vorbește chiar și în Noul Testament, despre care se spune nu știm nimic despre începutul, nu știm despre sfârșitul lui, este un simbol al lui Dumnezeu, cel veșnic, cel fără început și fără sfârșit. Deci, în primul rând, să fim foarte înțeleși, când Avram a dat zeciuială, nu era legea lui Moise. Zeciuiala este înainte de legea lui Moise. Ok? Haideți să învățăm câteva lucruri despre zeciuiala. Zeciuiala, în primul rând, este ca să nu fim legați de lucrurile de pe pământ. Și aici trebuie să menționăm câteva lucruri. Evanghelistul, radioevanghelistul ne amenință. Dacă nu susțineți financiar această lucrare, nu vom mai putea transmite prin radio. Evanghelistul la televizor zice, dacă nu susține această lucrare, nu mai putem continua misiunea aceasta. Și evanghelistul misionar ne spune, aveți obligația de a satisface nevoile acestei lucrări, dacă nu, suntem pierduți. Și începem să înțelegem de ce oamenii se scârbesc cu privire la învățătura despre zeciuială. Principiul zeciuielii a fost abuzat de foarte mulți și de foarte mult timp. Psalmul 37 cu 25 zice, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Într-adevăr, dacă există o neprihănire într-o anumită lucrare sau într-o anumită persoană, în mod individual, o astfel de lucrare sau o persoană nu va trebui să ceară niciodată pâine. Pentru că atunci când Dumnezeu călăuzește, Dumnezeu poartă de grijă. Când se fac strângeri de bani pentru misiune, nu înseamnă că Dumnezeu a ajuns să fie sărac. Pentru că găsim în Hagai, capitolul 2 cu versetul 8,
Zice așa, al meu este argintul, al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri. Prin urmare, zecioala nu este modul lui de a strânge bani, ci modul lui de a-și crește copiii, modul lui Dumnezeu de a dezvolta maturitatea lor spirituală. Să luăm în considerare trei motive pentru care a fost instituită zecioala încă din Cartea Genesei, Cartea Începuturilor, și care se continuă apoi în întreaga Scriptură. Primul lucru pentru care ne învață zecioala este ca să ne facă liberi. Este ca să ne facă liberi. Este pentru eliberarea noastră. Tendința noastră este să adunăm. Lacom, să acapărăm tot ce se poate. Și Satana, regele Sodomei, știe acest lucru. Acesta este motivul pentru care vin la fiecare din noi și spune: tu meriți aceste lucruri. Doar tu ai muncit și ai câștigat banii. Păstrează-le pentru tine. Ți se cuvin. Dumnezeu însă știe că lăcomia duce numai la nefericire. Se zice despre un miliardar care, deși nu prea am auzit de el, dar am citit despre el, Andrew Carnegie. El însuși a spus: rare ori am văzut milionari care să râdă. Și Donald Trump, înainte să fie președinte, a fost întrebat cu privire la acestea. Și știți ce a zis? Sincer vorbind, cei mai buni prieteni ai mei sunt clădirile. Dumnezeu, pe de altă parte, ne spune: sunt foarte mulțumit, am o pace și o bucurie nesfârșită, nu lipsește nimic și vreau să fii și tu, la fel cum sunt eu. Dumnezeu este cel care dă. Lucru văzut cel mai clar în faptul că a dat pe însuși Fiul lui pentru mântuirea noastră. Așadar, când dăm din ceea ce Dumnezeu ne-a dat, când dăm zecioală, este de fapt ca să ne elibereze de felul nostru de a fi, de lăcomia noastră, de a acapara și a strânge cât mai mult. Al doilea motiv pentru care e bine să ne dăm zecioala este că ca să adunăm comori în cer, acolo unde este destinația noastră finală. Biblia, în toată, de la un capăt la altul al ei, ne cheamă să ne punem inima în lucrurile de sus și nu în lucrurile din lumea aceasta. Coloseni 3:2, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. În mod practic, noi căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și trebuie să fim ancorați pentru lucrurile care sunt în cer. Și avem un verset care probabil că îl știm cu toți. Tot ce vă spun cred că nu este nou. Matei 6:21. Acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Dacă comoara noastră este pe pământ, acolo va fi și inima noastră. Dumnezeu, în înțelepciunea, bunătatea și dragostea Lui pentru noi, ne învață: puneți comoara în ceruri, unde nici molia și nici rugina nu o distruge, unde hoții nu intră ca să o fure. Puneți comoara în cer, pentru că făcând așa, și inima ta va fi acolo. Și vă dau un exemplu care cred că l-am mai dat și altă dată aici. Zice că un elev de liceu a intrat și el în afacerea, în business-ul de afaceri. Și a cumpărat o acțiune de GM, care l-a costat $12. Ce s-a întâmplat după aceasta? În fiecare dimineață lua ziarul
Și deși înainte îl deschidea imediat la pagina despre sport, pentru a afla în funcție de sezon cum au jucat Giants, Warriors sau 49ers, acum, după ce a investit în stock market, s-a trezit că întâi se uită la secția de business, pentru a afla cum merge acțiunea lui după ce a investit la GM. În ultimul an de liceu, v-am zis că era un elev de liceu, în ultimul an de liceu, grupul de tineri de la biserică a planificat să facă o întâlnire la un restaurant în oraș. Și elevul nostru, dar ar fi vrut să meargă și el acolo, dar n-avea bani. Ce a făcut el? A luat acțiunea lui și a vândut-o cu $8. Ca să poată să meargă și el în oraș. Probabil pe vremea când el a făcut această acțiune, banii erau mult mai valoroși decât astăzi. Și în felul acesta, comoara lui nu mai era la GM și în felul acesta, când a deschis ziarul, nu s-a mai uitat la acțiunile de GM, ci s-a dus înapoi la sport. Dacă comoara noastră este în casa pe care o avem, în investițiile care le facem, în mașina noastră, în banii noștri, acolo va fi și inima noastră. Putem avea aceste lucruri fără ca inima noastră să fie lipită de ele. Repet, putem avea toate aceste lucruri fără ca inima noastră să fie lipită de ele. Știind aceste lucruri, Domnul ne cere ca prima a 10-a parte din tot ceea ce noi câștigăm într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună să-i dăm Lui. Pentru ca inimile noastre să fie îndreptate întâi spre El și spre destinația noastră cerească. Acolo trebuie să ne fie inima noastră. Și voi face o afirmație care probabil vă va pune pe gânduri. Biblia ne vorbește mai mult despre bani decât ne vorbește despre cer sau despre iad. Și cineva a făcut o afirmație și mai tare. Biblia ne vorbește mai mult despre bani decât despre cele două împreună. Despre cer și despre iad, împreună. Biblia vorbește mai mult despre bani. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că banii sunt o problemă mare atât pentru mine, cât și pentru tine, și pentru că El vrea să ne concentrăm la lucrurile care au greutate veșnică. Luca 16 cu 9 spune așa, eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, banii, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Cu alte cuvinte, banii cu care ne-am făcut prieteni, cu cei în nevoie, cu cei în nevoie, sau pe care i-a folosit în mod corect în lumea noastră, ne vom bucura de ei atunci când vom pleca la cele veșnice. O zicală spune așa, nu putem lua nimic cu noi din lumea aceasta când plecăm. Și nu mai știu care împăratul Alexandru cel Mare sau care, când a fost înmormântat, a zis să fie îngropat cu mâinile afară din coșciug. Lumea toată să știe că n-a luat nimica. Dar putem să trimitem mari bogății în cer înainte de a ajunge acolo. Ceea ce trimitem înainte, prin zecioala pe care Dumnezeu o cere și prin dărniciile făcute în numele Lui, le vom întâlni acolo. Cineva poate spune, dar nu câștig prea mulți bani, așa că nu voi avea prea mult cu care să mă întâlnesc în cer. Să luăm exemplu pe care însăși Domnul Iisus Hristos l-a dat ucenicilor. Femeia cu doi bănuți. Și i-a dat mai mult. Cum vine treaba asta? Îi dau
sume mari, i-a dat doi bănuți. Și Domnul Iisus zice, i-a dat cel mai mult. Cântarul lui Dumnezeu e diferit de cântarul nostru. Ok? Și atunci când dăm, să nu fim zgârciți. Ceea ce trebuie să dăm, ceea ce a lui Dumnezeu, să-l dăm. Ok? Zice că, mi-aduc aminte, eram în București și un pastor sau misionar american ce a fost, a venit la noi și ne spunea cum cineva din biserică a venit și a spus, pastore, cred că dau prea mult la biserică. Păi cât câștig eu, probabil fost vreun milionar, păi 100.000 pe an e mult. Spune-mi ce să fac. Și pastora zice, nicio problemă, hai să ne rugăm să nu mai câștigi atâta. Nu, nu i-a plăcut omului nostru. Un alt motiv pentru care trebuie să ne dăm zecioala este că prin aceasta, de fapt, se face evaluarea noastră spirituală. Modul în care folosim banii vorbește despre modul în care facem lucrarea lui Dumnezeu. Și continuă textul din Luca 16 cu versetul 11, zice așa. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, mamona, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține mai mult numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui mamona. Mamona înseamnă bani, fiind clar la treaba asta. Dacă dorim să fim folosiți de Domnul, trebuie să înțelegem că în conformitate cu acest pasaj biblic, întrebarea de bază este următoarea. Cum folosim banii noștri? Iisus spune, dacă nu sunteți credincioși cu banii voștri, lucrurile mici, lucrurile în bogățiile din lumea aceasta, cum vom putea fi credincioși cu adevăratele bogății ale lui Dumnezeu? Și am găsit o notă undeva despre Moody. Moody a spus, pot spune mai mult despre spiritualitatea unui om când mă uit la carnetul lui de cecuri, decât atunci când mă uit la cartea lui de rugăciune sau la cum vine în biserică. Este foarte adevărat, putem cânta I love you Lord and I lift my voice sau m-am hotărât să-L slujesc pe Iisus, dar dacă nu punem și banii noștri acolo unde este și cântarea noastră, toate cuvintele noastre sunt lipsite de sens. Eliberarea noastră, comorile adunate pentru locul destinației noastre și evaluarea noastră spirituală, toate sunt cuprinse în principiul zeciuielii. Cineva poate spune, zeciuiala face parte din lege și noi nu mai suntem sub lege. Da, datorită jertfei Domnului Iisus de la cruce, nu mai suntem sub lege. Dar așa cum am văzut mai înainte, zeciuiala este cu 500 de ani înainte de lege. Chiar Domnul Iisus a spus că zeciuiala nu ar trebui să fie desființată. Credeți lucrul acesta? Este adevărat sau nu? Hai să mergem la document. Matei 23:23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai neînsemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Și ascultați aici, pe acestea zeciuiala trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Domnul Iisus nu spune zeciuiala s-a terminat cu ea, ci spune trebuia să o faceți. Este datoria voastră. Zeciuiala nu este a voastră. Dar aveți grijă. Mila, dreptatea,
credincioșia. Faceți, dați zecială, dar nu uitați de astea la alte. Zecială o vedem și în biserica primară. Și pe mine m-a surprins acest verset. 1 Corinteni 16:1. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericile Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, duminică. Fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea. Și ascultați. După câștigul lui. Ca să se strângă ajutoarele când voi veni eu. După câștigul lui. Și v-am putea să spun, adică cum? Cum vine asta? Cam la ce se referă Apostol Pavel? După câștigul lui. Păi, cei care câștigă mai mult, zecioala e mai mare, cei care câștigă mai puțin, zecioala e mai mică. Și aș vrea să fac o mică mențiune aici. Nimeni nu este obligat să-și dea zecioala. Fiecare, cum îi spune inima. Nimeni nu trebuie să se simtă obligat să dea zecioala. Fiecare, cum îi spune inima. Dar acesta este principiul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne bagă mâna în buzunar la niciunul. Ci El vrea doar să fim credincioși la ceea ce El a spus. Evrei 7:6. Iar el, Melchisedec, care nu se cobora din familia lor, a luat zecioală de la Avraam, deci asta e în evrei, ok? A luat zecioală de Avraam și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare, Dumnezeu. Și apoi aici, cei ce iau zecioală, evrei, capitolul 7, sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Nu spune s-a desfințat zecioala? Nu spune nu mai există zecioala în Noul Testament? Ce putem spune în concluzie? Zecioala este practicată înainte de lege, este practicată în timpul legii și este practicată și după lege, în Noul Testament. Zecioala nu este legată de timp. Și Dumnezeu este atât de serios privind această problemă încât El spune în cartea lui Maleahi ceva ce nu a spus niciodată în niciun alt loc. Știm foarte bine toți și textul acesta. Se cade să mă înșele un om, să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi. Dar voi întrebați cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câte vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul Ostilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurilor cerurilor și dacă nu vă voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Puneți-mă la încercare. Ce zice aici? Nu-mi dați zeciuiele? M-ați jefuit. Cuvânt greu, nu? Așa zice Dumnezeu. S-a schimbat Dumnezeu cu ceva în privința aceasta? Nu. Zeciuiala este a lui Dumnezeu și nu este o opțiune. Primele 10% sunt ale Domnului. Este foarte clar ce ni se spune în această problemă. Cineva ar putea să întrebe, ce se întâmplă dacă nu dăm zeciuielile? După textul din Maleahi zice, suntem blestemați. Și nu este Dumnezeu care ne blestemă, ci de fapt noi înșine ne blestemăm. Cuvinte grele, nu? Foarte grele. Haideți să vedem ce aici e cartea Hagai despre principiul acesta. Hagai 1:5. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoli setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie,
o pune într-o pungă spartă. Banii care credem că i-am economisit dispar prin găurile buzunarelor. Iar banii cheltuiți nu ne aduc nicio satisfacție. Dumnezeu vrea ca noi să aducem zeciul la casa Domnului. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu este vestit și acolo unde poporul laudă numele Lui. Chiar dacă nu vom primi o recunoaștere publică și chiar dacă nu vor fi aplaudați pentru aceasta și chiar dacă nu se va cere aprobarea atunci când banii se cheltuiesc. Biserica dă socoteală pentru banii cheltuiți. Este normal să dea socoteală și este bine să fie o evidență foarte, foarte amănunțită a ceea ce a fost câștigat, încasat de biserică și a ceea ce a fost cheltuit. Dar zeciuiala trebuie să ne aducem la casa lui Dumnezeu. O altă întrebare. Cum calculăm zeciuiala? Din gros sau din net? Înainte sau după ce am plătit taxele? Care este răspunsul? Hă? Fiecare după îndemnul inimii. Unii zic, domnule, banii ăia groși care am luat, salariul gros, ăia nu i-am văzut. Ceea ce eu primesc este după ce am plătit taxele. Alții zic, măi, și ce pierd dacă îi dau și pe ea, care sunt din gros? Deci fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa cum crede că e bine, să o dea. Și Biblia ne spune în textul care l-am citit, puneți-mă la încercare. Și avem trei promisiuni în sensul acesta pe care Dumnezeu le face celor care răspunde la împlinirea acestei porunci. Vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Cu alte cuvinte, fiți credincioși și veți vedea ce voi face și eu pentru voi. Răsplătirea credincioșiei noastre. Și avem câteva exemple biblice. Luca 5:2. Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța noroadele din corabie. Când a încetat să vorbească, după ce a folosit corabia lui Petru, când a terminat lucrarea care a avut-o de făcut, a zis lui Simon, depărtează la adânc, și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău aruncăm mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că a început să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Probabil că n-au avut corăbii prea mari. Nu erau obișnuiți să prindă așa mult. Corăbile probabil erau destul de mici. Și Domnul Iisus le-a dat o lecție. A folosit corabia lui Petru. A făcut slujba de evangelizare. Și apoi a zis, du-te și prinde pește. Și li s-au rupt mrejile. Nu mai știu dacă în pasajul acesta sau în alt pasaj spune că au prins 153 de pești mari. Mi-aduc aminte când a fost o evangelizare la Biserica Baptistă din București. Și în fiecare zi, timp de o săptămână, în fiecare zi venea cu un alt evanghelist, un alt predicator bun, fratele Țon, fratele Olach, fratele Paul Negruț. După o săptămână, au calculat câți s-au predat Domnului în săptămâna aceea. Câți credeți că au fost? 153. 153 într-o singură săptămână. Aceasta a fost lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o
în vremea lui Petru și care o face în zilele noastre. Și când vedem cu ochii noștri cum Dumnezeu face aceleași lucrări, suntem copleșiți și zicem, Doamne, numai Tu poți să faci lucrări de genul ăsta. Hai să vedem un alt pasaj biblic. Și pe ăsta știți foarte bine. Ioan 6:9. Este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt aceștia la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărâmiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărâmiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz. Și după ce mâncaseră toți, și putem adăuga pe săturate, nimeni nu a plecat flămând acasă. 5.000! 5 pâini și 2 pești, să mănânce din ele 5.000? Numai Dumnezeu poate să-l mulțească. 5 pâini și 2 pești, ca 5.000 de oameni să mănânce pe săturate și apoi să mai adune și 12 coșuri. Nu știu cât au fost de mari coșurile alea. Probabil că nu ar fi fost prea mari, dar oricum. 12 coșuri, probabil că în fiecare coș o pâine era prea puțin, dar au adunat 12 coșuri. Din experiență știm că dacă am dat vreodată ceva lui Dumnezeu, este imposibil să-i dăm mai mult decât am primit de la El. Tot ce avem este de la Dumnezeu. Absolut totul. Și mulți dintre noi am venit în țara aceasta cu o valiză goală. Mi-aduc aminte când am venit în Statele Unite, fratele meu a trebuit să meargă cu mine la Walmart să-mi cumpere tot ce aveam nevoie pentru zi cu zi. N-am avut ciorap de ajuns, n-am avut știu eu ce alte lucruri. Mi-a cumpărat. Au trecut ani. Ne uităm înapoi, privim la ce ne-a dat Dumnezeu și zicem, Doamne, ce bun ai fost cu noi. Și contabilitatea lui Dumnezeu e diferită de contabilitatea oamenilor. Cum este posibil când din ceea ce am să dau și să-mi rămână poate mai mult decât mi-ar fi rămas dacă n-aș fi dat? Este principiul ăsta care l-am citit în Hagai. Buzunarele sparte. Cheltuim pe lucruri care credem că ne aduc bucurie, ne aduc vacation și alte lucruri. Și apoi nu avem. N-am dat nici lui Dumnezeu și nu ne simțim nici noi satisfăcuți. Al doilea lucru pe care îl promite Dumnezeu atunci când ne dăm zeciuielile. Zice, îți voi mustra vrăjmașii. Unii oameni sunt plini de probleme care parcă nu se mai sfârșesc. Banii pe care îi câștigă le ies parcă afară din buzunare. Munca lor parcă nu se mai sfârșește niciodată. Dacă ne dăm datoria noastră față de Dumnezeu, El ne spune, și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta. Și nu vă va nimici roadele pământului. Și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci când veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Care este poporul care cel mai bine să țină de zeciuială? Israel. Israel, nu? Cineva făcea comentariul la radio când veneam cu mașina. Suntem cei mai binecuvântați din lume, dar nu mai mult decât Israel. Israel este și mai binecuvântat.
De ce? Probabil că unii vor zice, a, păi sunt poporul lui Dumnezeu. Ia, dar dacă ei au învățat principiul acesta, fie și cum zicem noi, ok, sunt legaliști, se țin de lege. Deși, încă o dată, am învățat că zeciuiala înainte, este în timpul legii și este după lege. Dar Dumnezeu binecuvintează, se ține de cuvânt. Se ține de cuvânt. Au hrană extraordinar de multă, tot așa cum este în, sunt în magazinele noastre mărfurile, așa sunt și la ei, toate sunt binecuvântate. Și apoi le mai zice un lucru, îți voi înmulți roadele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ar putea să ne spună, puneți încrederea în mine și eu îți voi da tot ce ai nevoie. Nu există un subiect mai dificil de prezentat decât acesta al zeciuielii, mai ales pentru păstori. Și zic eu că este posibil să fie și chiar care se ocupă cu banii, pentru cel care se ocupă cu banii biserică. Nu e ușor. Nu e ușor. Nu vrem să facem deosebire între oameni, nu vrem să creăm discuții pe linia asta. Este foarte greu să prezinți acest subiect. Mi-am luat, să zic așa, curajul să vin cu acest subiect. Și dacă vă întreb de câte ori ați auzit predicându-se despre zecioală, mai ales în bisericile noastre românești? Nu prea. Biblia ne spune despre zecioală, deoarece prin ea înțelegem unde este inima noastră. Prin urmare, trebuie să ne luăm responsabilitatea și să învățăm tot planul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cineva ar vrea să dea la o parte partea asta, ca și cum n-ar fi parte din planul lui Dumnezeu. Realitatea este că și aceasta face parte din planul lui Dumnezeu. Și dacă știm să ne rugăm, dacă știm să cântăm, chiar dacă știm și să predicăm, este foarte important să ne facem și datoria din punctul ăsta de vedere. Mi-a luat aminte trezirea din Zalău. Cineva a făcut un tape cu mărturisiri. Și unul din cei care mărturiseau spunea așa: păi măi, eu când la cor, unul care nu prea avea prea mult de a face cu Dumnezeu, eu când la cor, păi și-ar trebui să mă plătească, mă, pentru că eu când la cor. Păi nu? Și el recunoaște și el spune lucrul ăsta. Zice, până când mi-am dat seama că este harul lui Dumnezeu. Amen. Și în niciun caz nu facem lucrul ăsta pentru bani. Nimeni nu este, n-aș vrea să folosesc un cuvânt mai prea dur, nimeni nu este scutit ca să nu ne dăm partea care este a lui Dumnezeu. Și probabil cineva spune, măi, chiar să socotesc așa fiecare ban care îl câștig? Nu știu dacă trebuie să facem chiar așa, dar să fim siguri că am dat ceea ce este a lui Dumnezeu. Și dacă dăm mai mult, nicio problemă. S-au făcut strângeri speciale de multe ori. Am mai stat să facem socoteala, păi eu mi-am dat 10 ani, nu mai dau la asta. Nu! Inima mea simte împreună cu cel care este în lipsă. Inima mea simte pentru misiunea care se face. Inima mea simte pentru cei care sunt în nevoie, care au nevoie acum de ceva. Trebuie totdeauna să avem în vedere, zic americanii, zeciuielile și dărniciile. Astea fac parte din dărnicie. Dacă ne-am dat zeciuiala și mai dăm în plus, ai dărnicie. Și Dumnezeu nu va rămâne dator. În Deuteronom, asta este parte din lege acum, 14:27, să nu părăsești pe levitul care va fi în cetățile tale, căci n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu tine. După 3 ani, să scoți toată zecioala din venitul tău din anul al treilea și să o pui în cetățile tale. Atunci să vină levitul
care n-are nici parte, nici moștenire cu tine, străinul, orfanul și văduva, care vor fi în cetățile tale, și să mănânce să se sature. Pentru că Domnul Dumnezeul tău, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în toate lucrurile pe care le faci cu mâinile tale. De la casa Domnului, că sunt nevoi acolo, sunt lucruri care trebuie plătite. Dar nu uita, levitul, străinul, orfanul și văduva. Sunt biserici în care păstorul este plătit de biserică. Consider că nu este nimic rău cu lucrul acesta. Dar, sunt și alții care au nevoie de ajutor. Nu trebuie nici unul, nici altul să ducă lipsa. Mântuirea noastră poate fi compromisă datorită zecilor neplătite și s-ar putea să regretăm pentru toate lucrurile acestea, pentru lucrurile acumulate din zecioala lui Dumnezeu. Sau cu toate felurile în care ne-am distrat folosind zeciuielile neplătite. Cum zice cuvântul lui Dumnezeu, probabil am jefuit pe Dumnezeu. Poate ne-am risipit timpul, banii, talentele primite de la El. Vestea bună este următoarea. Nu este prea târziu. Și dacă nu am făcut tot ce a trebuit să facem, de acum încolo o să o facem. Domnul Iisus Hristos a venit nu ca să ne facă să plătim tot ce n-am plătit, nu ca să ne facă să plătim păcatele care le-am făcut, că n-ar sta nimeni în picioare. El le iartă pe toate. Dar vrea să începem o viață cu El. O viață în care să împlinim poruncile Lui. Este timpul ca să luăm hotărâri noi astăzi, cât suntem încă în viață, și să facem ceea ce trebuie înaintea lui Dumnezeu. Dacă vom face așa, cuvântul lui Dumnezeu ne promite că vom avea hrană îndeajuns pe masă, vom avea haine îndeajuns să îmbrăcăm. Și pot spune, El va purta de grijă să ne plătim toate datoriile. Pentru că dacă nu este El de partea noastră, oare unde am fi? Sănătatea care avem este de la El. Înțelepciunea care ne dă ca să ne facem geaburile este de la El. El este Cel care ne ține în geaburile în care suntem. Personal, compania în care am lucrat de 3 ori s-a vândut. Și de fiecare dată nu am fost lăsat pe drumuri. Am fost foarte aproape ca să fiu lăsat pe drumuri. Prima dată când s-a vândut, însăși, bosul care l-am avut a spus, zice, am vrut să-mi aduc omul meu, dar el s-a mutat din alt stat și omul pe care a vrut să-l aducă n-a vrut să vină. Și în felul ăsta m-a ținut. Este harul lui Dumnezeu în toate lucrurile. Să fim credincioși, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și înaintea oamenilor. Încă o dată, n-aș vrea nimeni să se simtă lovit, rănit sau să creadă că am avut ceva cu cineva. N-am absolut nimic cu nimeni. Personal, din lucrul care l-am făcut, am învățat totdeauna ca să păstrez confidențialitatea informațiilor. Nimeni nu trebuie să știe cât a dat ăla, cât a dat ălaltul, ăla și-a dat 10, ăla, ălaltul, nu este treaba noastră. Fiecare să ne facem socoteala înaintea lui Dumnezeu. Și promisiunea lui este că nu ne va lăsa fără cele necesare. Dumnezeu ne binecuvintează. Am stat și m-am gândit, fratele meu care a căzut de la o clădire cu 2 nivele, a căzut de la roof, de la pod, a căzut pe ciment. Și-a rupt genunchiul, și-a rupt cotul, a trebuit să fie înlocuite cu artificial.
Și personal m-am gândit, nu are niciun fel de altă posibilitate. Pe lângă faptul că numai o minune a fost când a murit. Dacă cum a murit, cum a căzut cumva, sângele îi venea pe gură și dacă nu era băiatul lui să-l întoarcă, el s-ar fi înnecat cu propriul sânge. Și acum îmi spunea el, am vorbit cu el chiar ieri și mi-a zis, zice, de câte ori merg pe la clienți și mă văd că nu mai pot să urc scara ușor. Urc câte o treaptă, câte o treaptă, câte o treaptă și fac în continuare munca. Asta s-a întâmplat în 2018. Și zice, îmi dă efectiv ocazia să le spun ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Nu i-a lipsit pâinea în continuare. De multe ori nu mai poate să facă geaburile mari care le făcea altădată. Era în stare, dacă putea singur, să mute un unit de aer condiționat. Acum nu mai poate să se atingă de el, trebuie să cheme pe alții, să-i plătească chiar, dar este binecuvântat. Și Dumnezeu i-a purtat de grijă. Încă o dată, cei care își fac datoria înaintea lui Dumnezeu, care, dacă nu cred, să-L pună la încercare pe Dumnezeu. Să-L pună la încercare. Cei care și-au dat partea Domnului, Dumnezeu i-a binecuvântat. Încă o dată, probabil vorbesc la oameni care își dau datoria. Nimeni să nu creadă că vizez pe cineva. Dar tind să cred că dacă unul singur își pune întrebarea, măi, poate că trebuie să fiu mai atent cu treaba asta. Este un mare câștig. Slăviți să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze și El să rămână cu noi toți. Amin.